Hristos a înviat, dragii mei, și bine ați revenit! Bună, Hedră, sunt eu, iar astăzi o să încerc să vă expun câteva probleme de logică. Prima problemă, de ce poartă polițiștii doar 12 cartușe după ei? Și a doua problemă, de ce polițiștii poartă, sau personalul MAI-MAPN poartă armamentul la vedere, iar personalul civil nu? Sau arma personală nu o pot purta și nu o poți purta tu în calitate de civil, nu o poți purta la vedere. Și despre asta vorbim ulterior. Prima problemă. De ce polițiștii poartă doar 12 cartușe după ei? Indiferent de pistol Carpați, indiferent de pistol Glock, doar 12 cartușe. Nu știu cei de la Sasori, de la Mascați. Dar de regulă, cei de la ordine publică, rutieră, da, cei care nu fac parte din SAS, din Mascați, poartă 12 cartușe după ei. De regulă, știe toată lumea, pistolul Carpați este nemuritor în poliția română. Care e explicația? Și din punctul meu de vedere, considerând, stând un pic strâm și judecând drept, fraților, suntem în 2019, a trecut și suntem în plină sărbătoare a Paștelui. Polițiștii au fost demilitarizați în 2002. Sunt 17 ani de atunci. Pistolul Carpați a încetat să mai fie produs în 1995, dacă nu mă înșel, ce obțin în varianta calibrului 7.65. Și a început producția în 1974. Din 74 și până în 95 a fost în dotarea Poliției Române în special. De atunci, din 95, în continuare este în dotarea poliției. Asta nu e o problemă. Din punctul meu de vedere, Carpați este un pistol foarte bun. Problema este alta. De ce îi dai polițistului, omului căruia îi bagi pe gât niște obligații, și anume să apere ordinea publică, să apere cetățeanul, să facă tot posibilul ca treaba să fie bună, infractorul să fie prins, de ce îi dai doar 12 cartușe? De ce îi limitezi? Eu n-am văzut. Unde scrie? O să vă legați de legea 295/2004. O să spuneți, domnule, că, păi nu, că scrie în lege, că așa scrie în lege. Da, într-adevăr, 12 cartușe. Bă, dar nu este logic. Hai, limitarea în sine mi se pare o tâmpenie, pentru că nu vorbim de personal, de angajat al statului. Vorbim de simplu cetățean. Păi, pe mine mă atacă 20 de hândrălăi, da? Toți înarmați cu arme. Să spunem că toți au Makarov sau toți au Glock-uri, da? Sau au pistoale cu ale căror încărcătoare au capacitate mare. Păi, să spunem că fiecare pistol, fiecare hândrălău ar avea două încărcătoare, câte 17, 20, 34 de cartușe fiecare. Și aia sunt 20. Păi vă dați seama ce este acolo, mă, cel și eu doar cu 12 cartușe să mă apăr. Deci tu, legiuitor, tu așa te gândești. Bă, lasă-mă, dă-l încolo pe ăla, reușește să... Păi, te ascunzi, fugi și tu, sun la poliție, tragi tu dacă poți. Dar atenție dacă tragi, că trebuie să te încadrezi la legitima apărare sau stare de necesitate și tot așa. Dă nu o parte chestia asta absurdă în sine. Ne referim, mergem în aria MAI, MAPN. Păi tu, polițistului, îi dai tot 12 cartușe, deci pe ăla limitezi. Pe ăla efectiv îl expui. Veste antiglonți nu-i dai, antinjunghiere nu-i dai, decât târziu, după ce în 2017 au fost măcelării, sau în 2018 au fost măcelării o grămadă de polițiști. Și într-un final, dai și tu acolo, praf în ochi, ceva de genul. Nici măcar nu-i dotezi pe toți. Sau dacă îi dotezi, probabil că sunt unele secții sau unele inspectorate unde nu sunt dotați cei care trebuie. Sunt dotați genul aia de la birouri. Și aia de la ordine publică, rutieră, lasă-i pe aia. Nu vorbesc, nu e treaba mea. Dar scot în evidență niște aspecte logice, evidente. Da? Eu, cel puțin, aici la Brăila, n-am văzut polițist de la ordine publică cu vestele alea pe el. Nu, am văzut doar la Mascați. Mascați, da, au veste antiglonți, nu știu dacă sunt și antinjunghiere, în fine, ori fi. Da, ordine publică, rutieră, eu nu i-am văzut pe ăștia dotați cu veste antiglonți. Cu veste. Exceptând repalea reflectorizant. Revenim la oile noastre. Tu îmi trimiți polițist, patrulă de polițiști, da? Nu mai vorbesc că
în alte țări, în alte zone din țară, pardon, sunt trimiși singuri. Vorbesc de o patrulă, de o situație normală, legală. Doi polițiști într-o patrulă care trebuie să intervină într-un conflict, să spunem, cu țigani, unde ăia sunt să bat 30, din aia 30, 10 sunt în armă, 10 au arme de foc. Dar o situație, o să spune, bă, că ești absurd. Nu, hai să înlăturăm gândirea comunistă, da? Să o îmbrățișăm pe cea revoluționară, adică aia normală. Deschidem un pic, scoatem dopură din urechi și ne deschidem mintea și lărgim un pic orizontul, nu mai îngustăm așa. Și ne gândim logic, dacă ar fi o situație de genul ăsta în care doi polițiști dotați în total cu două pistoale carpați și un total de muniție de 24 boabe, dacă îi trimitem pe ăștia doi să intervină la un conflict unde din 30 de persoane participante, 10 sunt înarmate cu arme de foc, pistoale de mână, să spunem, da? Fiecare trăgător are, având 17 cartușe asupra lui, da, un încărcător full sau 20 de cartușe asupra lui, da? E, și aia sunt 10, am avea un total de aproximativ 200 de cartușe, da, dacă fiecare avea 20 în încărcător. E, 200 de cartușe comparat cu 24 de cartușe, 9 mm mai mult ca sigur, comparat cu 7,65, puterea de oprire, vă 390 de metri pe secundă, viteza glonțului la șirea din țeavă la 9 mm versus vreo 305-310 cu aproximație metri pe secundă la ieșirea, ieșirea glonțului la gura țevii, putere de penetrare 9 mm, putere de penetrare 7,65, dându-le pastă la o parte. Poți face ravage dacă nu nimerești în cap cu 7,65, e letal. Dar 200 de cartușe, teoretic, comparat cu 24, asta vouă, privitorilor, vi se pare corect? Mie cel puțin nu mi se pare. Și revin la oile noastre. De unde logica asta? De unde cretinitatea asta, absurditatea asta să trimiți un om pe care tu îl plătești și vrei să-ți facă din rahat bici, dar ia-mă și tu două, ia o nuielușă și arde-i pe ea, autoiește-i pe ea. Cam așa se văd eu situația. Din punctul meu de vedere, și altă chestie, la pistol mitralier, AK-47 pentru toată lumea, da? Ăia sunt, am înțeles că polițiști de frontieră de pe Maramureș mai poartă AK-uri și mascații de pe la SAS. Deci ăia de acolo știu că poartă. La BMW, din câte cunosc, se dau două încărcătoare a câte 30. Acolo un încărcător. Încă o chestie. La BMW, deci la AK-ul, îi dai două încărcătoare full. Încărcătorul de BMW, de AK, primește 30 de cartușe. Deci două încărcătoare ai 60 de cartușe. Și alea au și selecție de automat și semi-automat. Nu sunt doar semi-automat, ca în civilie. Da? Ca la restul. Nu. Sunt arme militare, cu destinație militară. Alea merg și pe automat. Imaginează cum ar fi să tragi o rafală de 30, să dai la automat. Să schimbi și bagi și încărcătorul. Ai 60 de cartușe, altfel stă treaba. Și 7,62 ori 39 totuși are o anumită putere de penetrare. Da? Deci ăla e periculos. 7,65 au fost situații în care s-a dovedit a fi nefolositor. În istoria folosirii armamentului de către MIA, IMAPN. Da, acolo e altă chestie, altă treabă. Deci acolo de ce se poate? Eu nu văd logica în a limita cantitatea de muniție, indiferent pentru cine. Civil sau MIA, IMAPN. Stat, da? Civil sau stat. Nu. Băi, au fost niște propuneri inițiate anul trecut, pe 27-28 noiembrie, de un senator PSD. Din punctul meu de vedere, eram de acord 97-98% cu ele, cu cele mai multe dintre ele. Mai nou, un alt senator, un alt PSD-ist, de data asta deputat, a făcut o altă propunere de lege și am citit-o, am modificat, a anulat foarte multe dintre propunerile anterioare din noiembrie. Nu sunt de acord cu ele, nu stăm să discutăm treaba asta. Da. Deci, iarăși, că tot am auzit în discuție chestia asta cu modificări legislative. Domnul deputatul ăsta
a anulat, a eliminat propunerea anterioară prin care limita de muniție pe care puteai să o porți, să ai asupra ta, era la capacitatea a două încărcătoare. Deci dacă tu ai pistol, să spunem, încărcătorul pistolului tău primește 20, puteai căra după tine 40 de cartușe, da? Ca civil. Și automat, în gând să cred că se putea transpune și în MEAI chestia asta, MEAPN, armată, etc. Dar în noile propuneri, această inițială propunere a fost eliminată și a rămas la 12 cartușe pentru cetățeanul de rând. Și automat, ca lucru care se va aplica mai mult, sigur, și la MEAI, MEAPN. Rezumând, întrebarea mea și înclin să cred a tuturor deținătorilor de arme, letale sau neletale, apărare și pază sau autoapărare. De ce această limitare? De ce mă obligi să port un maximum de 12 cartușe la mine? Da? Întrebarea logică, o altă întrebare logică ce se ridică. Când mă duc să cumpăr muniția de la magazin, muniția poate nu mi-o vinde vrac, nu mi-o vinde la bucată, mi-o vinde la cutie, da? Vânzătorul. Și eu ce ar trebui să fac? Să mă duc să cumpăr, să fac mai multe drumuri, să iau câte 12, câte 12, fac 4 drumuri a câte 12 și un ultimul drum al 5-lea în care le iau pe ultimele două, nu? Cartușe, ca să fiu în limitele legii. Păi poate eu nu am un oraș magazin de arme. Poate am la 50 de kilometri sau poate am la 20 de kilometri. Mie carburantul ăla, cine mi-l plătește? Sau banii cheltuiți pe drum, cine mi-i plătește? Vouă vi se pare normal? Mie nu mi se pare normal absolut deloc. Problema a doua. De ce polițiștii poartă pistoale, au voie să poarte pistoale la vedere și de ce în civilie nu? Cetățenii sau armele personale nu au voie să le poarte la vedere. Ei bine, chestia asta, din punctul meu de vedere, este și bună și rea. În schimb, o prostie pe care am sesizat-o în rândul personalului MEAI cu ștate vechi, ăia bătrâni, dinozaurii să-i numim așa. Sau, dacă nu sunt dinozauri, cel puțin au vârste cuprinse undeva care se învârtă în jurul valorii de 40, dar deci putem să-i considerăm tinerei și au mintea, gândirea afectată de dinozauri. Și ei pun întrebarea, ei pun problema în felul următor. Păi normal, cum să mergi cu pistol la vedere? Că provoci panică. Păi ok, și când apare un polițist, un jandarm, un militar cu arma la vedere pe el, la de ce nu mai provoace panică? Răspunsul dinozaurului va fi evident, păi da, dar ăla e în uniformă. Păi nu te supăra pe mine. Dacă ăla în uniformă tu consider că nu produce panică, dacă nu se sperie nimeni când vede o armă și s-ar speria la cineva în civil, din punctul meu de vedere, într-o foarte mică măsură ai dreptate. Problema nu e la purtătorul armei, problema este la cel care se teme. Pentru că poți avea o persoană foarte temătoare, foarte fricoasă, care poate face un infart, da? Poate manifesta niște probleme de sănătate, o reacție instantanee la vederea armei, indiferent la cine. Da? Vede un polițist, i-a văzut pistol, intră în șoc, nu știu, face epilepsie, face ceva, da? Și cade ăla pe stradă. Acum, după logica dinozaurului, ce, pe cine tragi la răspundere? Pe cetățean? Nu, că săracul e nevinovat, el are doar o problemă medicală. Păi polițistul e de vină sau militarul, da? De ce nu te-ai gândit că e posibil să fie cineva cu... A, mă, pe bune, deci asta e voi considerați că asta e gândire normală? Mie nu mi se pare o gândire normală. Sincer, i-aș pune la foarte multe... i-aș supune la foarte multe teste psihologice pe respectivii care gândesc așa. Dar cine sunt eu să fac chestia asta? Sunt un nimeni. Pur și simplu un ciudat care postează filmulețe pe internet. Revenind, o explicație logică de altfel este că prin atribuțiile de serviciu pe care le au personalul MEAI, MEAPN și ceilalți angajați ai statului, au
dreptul de a folosi armamentul. Iar folosirea armamentului de către ei trebuie făcută operativ, trebuie făcută cu rapiditate. De ce? Pentru că dacă nu este făcută cu rapiditate, în mod operativ, atribuția sau obligația lor de serviciu, de a interveni, de a apăra ordinea publică, etc., și cetățenii, nu s-ar mai putea realiza în bune condiții sau în condițiile prevăzute de lege. Da? De exemplu, dacă a fost un caz dat și la televizor, undeva niște țigani s-au luat la bătaie și unul a sărit cu toporul și l-a ciopărțit pe altul care căzuse la pământ. Și s-a folosit armamentul, numai că nu a fost împușcat agresorul, cel cu toporul, ci au fost trase focuri în plan vertical. Părerile sunt împărțite, ba că trebuia mai devreme, ba că trebuia să-l împuște direct, etc. Nu discutăm despre chestia asta. Dacă, în speța mea, polițistul ar fi avut, și era un uniform, adică te-am înțeles, dacă polițistul ar fi avut pistolul pe sub haine, ascuns vederii, nu știu ce, da, cum trebuie purtat el în particular, vă dați seama că până scotea ăla pistolul, până poate de frică, de emoție, de graba momentului, se împleticeau hainele, nu știu, nu reușea să-l scoată în timp util să execute foc, poate că deja vorbeam de o victimă și nu mai vorbeam de o persoană vătămată. Deci aveam de-a face cu cineva care murea, da, ca urmare a loviturilor de topor aplicate. Asta este, înclin să cred, principalul motiv pentru care polițiștii, MAPN-ul și MAIU, MAPN-ul și celelalte structuri ale statului, poartă în timpul serviciului armamentul la vedere. Dar, mi s-a spus la un moment dat că voiam să fac un experiment social, să demonstrez faptul că cetățenii nu cunosc, majoritatea cetățenilor nu cunosc cum să mânuiască o armă de foc, iar presupusă armă de foc nu ar fi fost decât replica mea de Airsoft. M-am dus să mă informez și evident răspunsul a fost unul la care chiar nu mă așteptam, dar voiam să fac totul legal, să nu existe probleme și normal, m-am dus să mă informez. În schimb, am primit întrebarea, mi s-a sugerat, domnule, că trebuie să ai și o ambulanță sau personal medical, la care întrebarea mea logică a fost, păi stai, de ce? Păi dacă îți leșină unul pe stradă, dacă moare unul când vede o armă, să spere și nu știu ce, și a rămas efectiv tâmpit. Nu spun că de vină este respectivul, nu, ci de vină este modul general. Birocrația asta excesivă, da? Din punctul meu de vedere, chestia asta nu demonstrează decât o birocrație exagerată. Deci, să vrei să faci ceva, bine, din punctul meu de vedere, intenția mea era una utilă, educativă. Dar pentru chestia asta să ai nevoie de aprobare de la primărie, să ai nevoie de aprobare sau aviz de legalitate de la poliție, trebuie să ai nevoie de eventuale, știu, un echipaj de pompier, asta era relativ. Să ai nevoie de echipaj medical, eu știu, după cum spunea și respectul domnule, dacă îți leșină unul și faci moare ăla că vede armă, crede că e reală și nu-și dă seama că e de jucăie, etc. În autorizația de la primărie trebuie să scrii, să delimitezi locul exact, perioada, timp, interval, locul, cu cel delimitez, cu nu știu ce, efectiv am rămas tâmpit cât de multe chestii, de cât de multe chestii ai nevoie. Așa că am preferat să renunț la ideea de a o pune în practică în felul respectiv și le voi gândi în așa fel încât să reușesc să le pun în practică tot legal, dar fără să mai fie nevoie de atât de multă birocrație. Revenim la oile noastre. Dragii mei, astea sunt două chestiuni importante din punctul meu de vedere și logice. Niște întrebări logice care iau naștere ca urmare a acestor probleme, să le spunem așa în ghilimele. Și, de asemenea, îmi place să cred că mulți dintre voi v-ați pus această întrebare. Din păcate, eu atât pot, asta este tot bagajul meu de cunoștințe, înclin să cred că, cel puțin la nivelul instituțiilor statului, există niște proceduri interne care reglementează portul armamentului la vedere, etc., portul unei cantități de muniții, dar să nu uităm de ierarhia actelor normative în statul de drept, Constituție, legi organice, ordinare, iar sub legi apar celelalte categorii de acte normative, hotărâri de guvern, OUG-uri
iar toate dispozițiile interne, toate actele normative interne, cu caracter intern, trebuie să respecte ad literam legea. În caz contrar, ele sunt ilegale și nu pot fi aplicate, nu pot fi puse în executare, nu au forță executorie, da, din punct de vedere legal, teoretic. Sunt oameni care nu cunosc chestia asta și se lasă abuzați sau pun în aplicare, asta e partea a doua, nu mă interesează, este strict problema lor. Dacă voi mai aveți întrebări referitoare la aceste subiecte, le aștept în mesaj privat pe pagina de Facebook cu același nume, Broadheader, și până data viitoare să aveți un Paște fericit, dragii mei, sărbători cu bine și ne auzim. Doamne ajută! Ceau!